La ce moment suntem? Ce măsuri ați luat? Și de ce au devenit urși o problemă atât de mare pentru cetățenii obișnuiți? De ce constatăm decese, domnule ministru? Lucrurile n-au început azi, n-au început ieri. Am pierdut foarte mult timp. Statul român a renunțat la intervențiile efective și eficiente acum 5 ani. A permis intervenția doar post factum, acele derogări care au reapărut după 2017. Sunt derogări care se aprobă după procedură complicată. Aprobările vin după săptămâni. Trebuie să parcurgă proceduri destul de complicate de dosar întocmit, de pagubă, de procese verbale, de acord comun, de semnături peste semnături. Dar ele de fiecare dată au venit post factum, după ce culturile au fost afectate, după ce gospodăriile au fost atacate, după ce persoanele au fost atacate, după ce au fost victime omenești. Din păcate au fost măsuri post-morte, adică doar după ce s-a constatat că s-a întâmplat ceva foarte grav. Acel plan de management care a apărut după 2018 nu a fost urmat de măsuri concrete. Și ne aflăm în această situație când problema se generalizează, apar noi și noi județe de unde vin apelurile pe 112, apar noi și noi județe unde ursul n-a fost văzut niciodată și apare în areal absolut nenatural, să spun, pentru această specie. Să punem, vă rog, pe ecran și slide-urile și cu apelurile la 112. Acest lucru a generat o reacție, pe de o parte, vehementă din partea persoanelor care sunt afectate direct, a celor care nu se simt în siguranță, a celor care în propriile orașe, state, se întâlnesc pe stradă cu ursul. În același timp, în ultimii ani, a venit această comunicare excesivă din punctul meu de vedere și o deformare a realității pe protejarea acestei specii. Și am ajuns în această situație. Statul român trebuie să protejeze această specie, nu doar că așa scrie într-o directivă europeană. Trebuie să protejeze această specie pentru că este un simbol al României. Este o specie care a dat valoare habitatului natural, pădurilor din România, Arcului Carpatic. Deci a dat valoare acestei țări, dar orice exagerare și orice alunecare dinspre un echilibru rațional poate să genereze asemenea situații. Nu am putea spune că este prima dată când constatăm contact și interacțiune om-urs. În habitatul natural al ursului a existat tot timpul un contact între ciobani și urși, între turme de oi și urși și lup. A existat tot timpul o coabitare, dar a fost un echilibru, au fost pierderi asumate în stână de ciobanii care au urcat pe pășunile alpine, au fost riscuri asumate de ciobani și de oameni care s-au ocupat de această meserie în ultimii, nu știu, 200, 300, 500 de ani. Dar dezechilibrul creat a dus la asemenea, o asemenea agravare